Prințul fermecat. A fost odată o prea frumoasă prințesă care avea o minge poleită cu aur. Într-o zi, în vreme ce se juca lângă un lac din apropierea castelului, ea o scăpă din mâini. Sărind de două ori, mingea ajunsese în lac. De supărare, prințesa se puse pe plâns. Deodată îi ajunse la urechi un glășcior care o întrebă: "De ce vocești așa, dragă prințesă?" Domnița făcu ochii mari când văzu lângă ea un broscoi pocit, care pe deasupra mai și vorbea. Își făcu curaj și povesti cum scăpase mingea în apă. "Ți-o pot aduce eu, dar numai dacă făgăduiești ca să-mi faci și tu pe plac," îi zise broscoiul. "Dar ce poftești de la mine? Rochile mele, pietrele nestemate, mărgăritarele, ori poate vrei coronița mea de aur?" întrebă prințesa. "Nici vorbă, domniță," îi răspunse broscoiul. "Nu vreau decât să-ți fiu prieten și tovarăș de joacă, să mă las să mănânc alături de tine din talerul de aur, să beau din cupa ta și să dorm în patul tău." Prințesa îi zise că pe semne broscoiul glumea, iar asta o făcu să se învoiască pe dată. "Bine, fie, îți făgăduiesc." Broscoiul intră în apa lacului și reveni cu mingea de aur în lăbuțe. De cum o văzu, domnița o înhăță și o luă la fugă spre castel, fără să-i arunce măcar o privire sau să-i spună vreo vorbă de mulțumire broscoiului. În zadar strică acesta în urma ei: "Așteaptă-mă, fată dragă, ia-mă cu tine." În seara aceea, în vreme ce domnița se afla la masă alături de tatăl ei, regele, în ușa castelului bătu cineva. Mergând să deschidă, prințesa dădu cu ochii chiar de broscoi. Când îl văzu, îl și trânti pocitanie ușa în botic. Dar cum regele o întrebă cine fusese, domnița se văzu silită să povestească ce pățise în ziua aceea. "Ei, dar asta înseamnă că trebuie să ții cuvântul dat," o mustră Maria sa. "Dă-i drumul înăuntru numai decât." Prințesa merse și deschise ușa, iar broscoiul o urmă la masă, unde se ospătă taman din talerul de aur al domniței și mai și băut din cupa ei aurită. După asta, prințesa luă cu ea în pat, dar abia ce atinse perna cea mătăsoasă, căpocitania se și prefăcu într-un chipeș prinț. Ele povesti apoi tuturor cum zăcuse sub blestemul aruncat asupra lui de o vrăjitoare haină și numai bunătatea unei prințese care se îndeplinească toate dorințele l-ar fi putut destrăma. În scurtă vreme, cei doi frumoși tineri prinseră drag unul de celălalt și făcură o nuntă mare de 3 zile și 3 nopți ca în povești și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Mulțumim că ne-ați urmărit pentru mai multe povești! Abonați-vă!